Biblioteca Județeană Constanța continuă seria de expoziții de carte dedicate personalităților românești și străine, alegând să celebreze în luna februarie scrierile lui Victor Hugo, James Joyce, Radu Petrescu, dar și creația artistică și pedagogică a lui Oleg Danovski. În atmosfera asfixiantă a României comuniste a anilor 1960, câțiva tineri au găsit o cale de a-și trăi libertatea literară. Și-au impus reguli proprii și un referențial artistic propriu, citind și scriind în funcție de acestea. Spre deosebire de mulți alți scriitori, au rezistat ispitei de a publica, făcând concesii puterii. Și-au creat un microclimat literar, cum spune criticul Eugen Negrici, bazat pe prietenie, gusturi literare comune, analize reciproce și indiferență față de canonul epocii comuniste. Acest minunat spațiu clandestin s-a numit Școala de la Târgoviște, iar membrii ei au fost Mircea Horia Simionescu, Costache Olăreanu, Tudor Țopa și cel pe care îl sărbătorim în această lună, Radu Petrescu, de la cărui moarte se împlinesc 40 de ani. S-a născut în 1927, a absolvit Facultatea de Litere a Universității din București în 1951 și a publicat destul de târziu și a debutat destul de târziu în 1970 cu romanul Matei Iliescu. A publicat și alte apreciate volume de proză, însă cu adevărat remarcabil este altceva, jurnalul său. Radu Petrescu este autorul unuia dintre cele mai extinse și mai valoroase jurnale ale literaturii române. Nu-i vorba de un jurnal confesional, focalizat pe sine însuși, cum au ținut mulți alți autori orgolioși, jurnale care îți trepezesc dinții lecturii, ci un soi de martor harnic al existenței sale intelectuale, scriitoricești, umane, la urma urmei. Iată o însemnare din 12 iunie 1949, deci de când scriitorul avea doar 22 de ani. După masă, scrie el, cerul s-a acoperit de nori negri și galbeni. Am văzut doi copii fugind după un colț de stradă. S-a ridicat un vânt teribil și pe străzile grabnic pustii zburau table de pe acoperișuri. Un geam a sărit în țândă. Când am ajuns sus la mine și am închis ferestrele de la săliță, șuvoaiele de ploaie luate de vânt se izbeau de ziduri și se spărgeau cu fâșiit strident într-o bură de stropi, într-un fel de cețuri care se legănau repede asupra caselor ca niște coame de herghelii în fugă. Jurnalele lui Radu Petrescu au fost publicate înainte de 1990 sub formă de cărți separate, Ocheanul întors, Părul Berenicei, A treia dimensiune, iar recent în ediție integrală. Toate sunt, desigur, prezente în expoziția noastră. Victor Hugo s-a născut la 26 februarie 1802 și a murit la 22 mai 1885. Nu a fost doar un important scriitor francez, ci și un intelectual dedicat și un politician carismatic și bătăios. Minunatele lui romane, Mizerabili și Notre-Dame de Paris, i-au creat reputația de prozator care vrea și știe să scrie despre și pentru oamenii obișnuiți. Cele două romane rămân și astăzi cele mai citite texte ale sale. De altfel, Mizerabili, povestea lui Jean Valjean, condamnat la 19 ani de închisoare pentru că a furat o pâine, este una dintre cele mai cunoscute creații literare ale secolului al XIX-lea. Alături de ele, în vitrina noastră, sunt romanele Oamenii Mării și Ultima zi a unui condamnat la moarte, piesele de teatru Cromwell și Hernani, dar și extraordinarele sale versuri, despre care se spune că au salvat poezia franceză de la sterilitatea secolului anterior.
De altfel, publicul francez îl celebrează pe Victor Hugo în primul rând ca poet. Vă invităm să-i descoperiți sau redescoperiți atât proza cât și poezia. Se împlinesc luna aceasta 140 de ani de la nașterea scriitorului irlandez James Joyce. Cărțile sale și în special foarte discutatul și foarte cenzuratul roman Ulise inspiră oarecare teamă cititorului. Teama că sunt foarte greu de înțeles, că îți dau multe bătăi de cap, ba chiar că nu-i nimic de înțeles în ele. Nu este desigur așa, iar lectura prozei lui Joyce, care a părăsit Irlanda natală pentru că o găsea stătută social și spiritual, este extrem de răsplătitoare. Ulise, romanul lui cel mai cunoscut, este descrierea unei zile din viața a trei indivizi cât se poate de banali. Un agent de publicitate, soția lui și un amic tânăr. O singură zi, 16 iunie 1904. Ce au făcut cei trei, ce au gândit, pe unde au fost și ce au văzut, cu cine s-au întâlnit, ce au vorbit. Nu cine știe ce acțiune. Iar asta pe sute de pagini. 630 de pagini în ediția română din 1996, apărută la editura Univers în traducerea lui Mircea Ivănescu, care este prezentă, desigur, în expoziția noastră. Joyce face lucrul ăsta într-un stil dens și sincopat, în care combina adresări colocviale, expresii latine și aluzii religioase, termeni științifici, lirism, argotice și arhaisme, iar rezultatul e unul incredibil. O zi din viața unui om obișnuit, ca mine și ca voi, se dilată până cuprinde întreaga existență umană și chiar întreg timpul. Ulise este Leopold Bloom, agentul de publicitate, care pleacă dimineața de acasă și se întoarce seara după ce a trecut printr-o odisee. Iată un mic eșantion, chiar începutul romanului. Solemn, scrie James Joyce, rotofeiul Buck Mulligan venea dinspre capul scărilor purtând un bol cu clăbuc peste care erau așezate în cruce o oglindă și un brici. Halatul galben, neîncins la mijloc, îi unduia încet în urmă, umflat de aerul blând al dimineții. Ridică bolul într-un înalt și intonă: Introibo ad altere dei. Am închis citatul. Expresia latină introibo ad altere dei, care se traduce prin intravoi în altarul Domnului, era rostită de preot la începutul slujbei catolice. Personajul Buck Mulligan o parodiază vesel, purtând în locul potirului cu vin ce reprezintă sângele Domnului, un vas de bărbierit plin de spumă pe care zac încrucișate oglinda și briciul. Vin acum la concetățeanul nostru Oleg Danovski. În cinematografele din perioada interbelică, de peste tot, nu doar din țara noastră, înainte de începerea filmului și în pauzele necesare schimbării rolelor la aparatul de proiecție, pentru ca audiența să nu se plictisească, aveau loc sketch-uri amuzant gălăgioase, mici cuplete, spectacole de vodevil. Într-un astfel de spectacol, un dans pe muzică marinărească, a debutat foarte tânărul Oleg Danovski. Se întâmpla în jurul anului 1930, la Constanța, la teatrul cinematograf proaspăt construit de Demostene Tranulis, cunoscut astăzi drept Teatrul Fantazio. De la nașterea lui Oleg Danovski se împlinesc, pe 9 februarie, 105 ani. S-a născut într-un oraș din gubernia Tavra, din Ucraina. Există multe speculații despre părinții lui. Se pare că tatăl, de origine poloneză,
A luptat ca ofițer alb în războiul civil din Rusia, de unde nu s-a mai întors. Mama lui, româncă din Bălți, a simțit că revoluția bolșevică nu va aduce nimic bun și a fugit la Chișinău, apoi la Cernăuți, unde și-a câștigat existența ca profesoară de dans și coreografă. În anii 1920, cei doi au ajuns la București, apoi la Constanța. De dans, Oleg s-a apucat abia la 13 ani, iar până atunci a făcut, cum el însuși își amintea, pictură, sculptură, vioară, patinaj artistic, ba chiar și box. După pirueta adolescentină de la Tranulis, ambițiosul Oleg se întoarce la București, unde se angajează ca balerin la Teatrul Cărăbuș. O scurtă vreme la Teatrul Evreiesc, după care ca solist și coregraf la Opera Română. Dansul său a făcut bucuria spectatorilor din toată lumea, nu doar din București sau din țară. Teatrul Bolșoi, Opera din Milano sau Metropolitan din New York sunt câteva dintre scenele pe care el a apărut. În 1978, la propunerea lui Aurel Manolache, pe atunci director al amintitului Teatru Fantasio, Oleg Danovski a revenit la Constanța, unde a înființat, în cadrul teatrului de revistă, o secție de balet. Primul spectacol, Chopiniana. Ultimul, Creasa Zăpezii, realizat în 1996, cu puțin timp înainte de a se stinge din viață. Între aceste două spectacole, o mulțime de alte montări excepționale, care au transformat orașul nostru, altfel sărăcăcios cultural, într-un pol al baletului de calitate. E absolut minunat că în Constanța de astăzi încă mai afli persoane care țin să spună cu satisfacție și mândrie: eu am văzut lacul lebedelor sau spărgătorul de nuci ale lui Danovski.